Luni, polițiștii au acționat pentru menținerea ordinii publice, verificarea modului de organizare a pazei obiectivelor, verificarea mijloacelor de transport în comun și autoturismelor, în contextul măsurilor specifice de limitare a răspândirii virusului COVID-19. În trei comune din Mușcel au fost depistate probleme, iar sancțiunile au fost aplicate atât comercianților, cât și persoanelor fizice. Agenții secției de poliție Hârtiești au aplicat 5 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 6.400 de lei. La punctele de lucru a două unități, ambele de pe raza comunei Boteni, au fost constatate nereguli, constând în lipsa analizei de risc sau neimplementarea măsurilor dispuse prin această analiză. Oamenii legii au aplicat două sancțiuni contravenționale în valoare totală de 5.000 de lei, totodată fiind dispuse termene pentru remedierea deficiențelor constatate. Polițiștii au mai dat două amenzi pentru adresare de injurii și amenințări cu acte de violență. Agenții secției de poliție rurală Stâlpeni au aplicat 5 sancțiuni în valoare de 3.400 de lei. În urma activităților de control, polițiștii au constatat că la trei puncte de lucru ale unor societăți comerciale de pe raza localității Țițești erau puse în vânzare produse de panificație fără documente legale de proveniență. Ca urmare a abaterilor constatate, au fost aplicate 3 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 3.000 de lei, totodată fiind aplicată măsura complementară de confiscare valorică a produselor ce nu aveau dovedită proveniența, cu o valoare de 136 de lei. De asemenea, polițiștii au aplicat 2 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 400 de lei pentru adresare de injurii și amenințări cu acte de violență.